Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit. Sunteți pe canalul de YouTube Resea Clar Viziune Citire pe Foaie, iar astăzi am să vă fac citirea pe zodii pentru luna aprilie. Înainte să încep, bineînțeles că țin să vă mulțumesc pentru prezență, pentru noi abonați sau noilor abonați. Și pentru cei care mă susțin de la început și uite că aproape s-a făcut anul și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că dacă voi nu erați, nu existam nici eu. Datorită vouă sunt încă aici și cu atâta forță și putere și o vibrație super înaltă. Întotdeauna pentru voi sunt pregătită. Bun, dacă încă nu v-ați abonat, o puteți face apăsând butonul de abonare și clopoțelul ca să vă ajungă în timp util videoclipurile pe care le postez. Bun, vom începe, bineînțeles, cu Zodia Berbec. Deci, foaia pe zodii pentru 2024 aprilie. Mama la berbec, veți lua o hotărâre foarte fermă cu o inițială de B, nume sau prenume, iar alții dintre voi cred că veți afla de boala unei persoane cu litera R, sau poate sunteți voi, dar nu cred, sincer nu simt că sunteți voi, este un partener aici. Tind să cred că voi sunteți mai repede cu litera O sau cu A și aveți pe cineva cu litera R, da? Ori e partener, ori este cineva din casă. Hai că vin și parcă văd și bănuți. Vor veni și sume mai mari, ori vă luați servici, vă echilibrați un pic cu banii aici, pentru că văd că vă cad niște bani sau veți avea mai mult de lucru sau vă luați și servici aici, că văd mai mulți bani. Văd și un steag. Nu știu, un steag, eu cred că cineva dintre voi este într-o unitate de stat, de unitate militară sau poliție sau nu știu ceva, pentru că văd un steag foarte important. Deci, probabil că cineva aici va da în următoarea perioadă vreun examen în armată, poliție sau poate chiar și sunteți. Și urmează să avansați. Văd aici încurcături cu cineva cu litera G. Aveți grijă la încurcături cu inițiala de G, nume sau prenume. Aveți grijă la femei cu inițiala de A, nume și prenume, indiferent că sunteți femei sau bărbați. Văd aici un copil care se lasă de sport sau de școală, aveți grijă, mai ales dacă are inițiala M în nume sau prenume. Și într-adevăr, unii dintre voi gândiți să vă împăcați cu o persoană din trecut, dar eu mai repede văd că de fapt nu o să vă împăcați. Totuși, adică cineva din trecut vă caută sau încă mai vorbiți cu cineva cu care ați fost împreună. Ori voi căutați persoana asta, dar eu nu mai văd neapărat o împăcare. Cred că cealaltă persoană nu mai vrea. Nu mai vrea și într-adevăr îmi apare și o ruptură aici. Cu litera P, cineva cu litera P se desparte sau vă despărțiți voi
de cineva cu inițiala de pe nume sau prenume. O lună agitată la modul general, dar cu bănuți din mai multe părți. Deci de asta am zis, ori lucrați cu ziua și luați mai mulți bani, ori vă angajați, ori mai faceți ceva și da, într-adevăr vă cade și o despărțire. Și în aprilie mai vreți să, sau cel puțin aprilie, mai, nu știu, că duce foaia mai mult, vreți să recuperați o casă sau un pământ sau vă faceți niște acte, da. E ceva din familie aici sau pe familie, o recuperare, niște acte, foarte multă muncă, munciți mult. Ia uite aici, cineva cu litera V vă urmărește în nume sau prenume. E din nou inițiala de B, deci voi faceți acte, sau încheiați contracte, sau realizați ceva aici. Sau, la limită, poate fi și un oraș sau țară cu litera B, nume sau prenume. Nume sau prenume, țara, auzi și eventual ne ferește nume, că m-am zăpăcit, dar ori plecați în concediu, ori pur și simplu mergeți într-un oraș sau într-o țară cu inițiala de B, unde veți lucra, da? Nu e o lună rea pentru voi, dar încă mai aveți datorii de dat. Și nu prea stați, adică nu că nu stați bine pe dragoste, că cei care sunt voți fi căsătoriți, să zicem că e bine, dar cei care sunteți singuri, tot sperați că o să vă puneți pe picioare și cu dragostea, dar eu cred că mai mult luna aprilie, uite, sunt contracte, sunt bănuți, sunt alte lucruri, nu neapărat dragoste, eu cred că mai mult în luna mai veți sta mult mai bine pe dragoste. Bun, Taur. Ia uite, stați și aici. Nu știți ce să faceți. Sunteți îndoiți, sunteți în cumpănă pentru a începe sau nu o relație sau a vă împăca cu cineva sau a vă căsători chiar. Într-adevăr, îmi cade aici litera F. Îmi cade litera E, îmi cad discuții cu A, cu C. La voi e mai îmbârligată treaba pe dragoste decât la berbec. E foarte alambicată luna asta, aprilie, la voi îmi cad. Vedeți cu cine vă aliați în această lună, că nu știu de ce sunteți un pic legați la ochi sau nu cunoașteți niște adevăruri. Uite, sunt multe necunoscute. Mi-a căzut de două ori inițiala de X. Sunt două necunoscute aici. Cred că nu cunoașteți foarte bine o situație și ar fi necesar să nu vă grăbiți, să luați o pauză, să le gândiți mai bine. Ia uite aici, ba vreți, ba nu vreți. Aveți o situație în care ba vreți, ba nu vreți. Nu știu, ori vă e frică, ba strângeți bani, de exemplu, și văd aici, ba îi cheltuiți, ba spuneți că strângeți bani pentru un lucru, ba. Pe urmă îi luați și nu mai faceți ce v-ați gândit și vă cumpărați altceva, cam așa o să fiți, dar în schimb veți sta bine pe bani și pe muncă, dar Taurul muncește oricum tot timpul, uite. Muncă, agitație, dar vă vin bani. Aveți grijă cu sănătatea, pentru că îmi cade o policlinică, un spital sau ceva. Deci, clar, mergeți să vă faceți niște analize sau controle și ar fi bine, mai mult decât să fiți bolnavi, aveți grijă cu burta, cu partea abdominală.
la femeie ovarele, la bărbaților cu partea abdominală, aveți grijă cu glezna stângă, se pare că o să vă loviți sau o să cărați mai mult pe stânga sau o să împinde, nu știu ce faceți. Îmi cad aici niște dureri de glezne, de fapt, și analize îmi cad când merge să faceți. Dar mai mult le faceți de frică. Da? Văd pe cineva că pleacă cu trenul. Veți face un drum cu trenul, cineva dintre voi va face un drum cu trenul. Cumpăna unui bărbat, dar nu moare acum. Aveți un tată sau un bunic sau ceva care e bolnav, are două boli mai grave, nu numai una, dar nu moare acum, sunt doar cumpene și veți avea o creștere spectaculoasă totuși pe bani mulți dintre voi. Vă împăcați cu inițială de E, nume sau prenume, vă țineți de mână în continuare cu litera V sau cu litera A, deși sunteți, nu merge bine relația, dar încă sunteți acolo, sunteți prezenți, nu vă cade despărțire în aprilie. Și mai ieșiți din casă sau cei care sunt în străinătate, de fapt, mai mult, cei care sunteți la drum, mai ieșiți din case. O să aveți reușit în următoarea lună, Gemeni. Ia uite și aici. Deci voi sunteți puși pe bani, ia uite ce strângeți, pachetele. Care sunteți geamăn, vă ascundeți banii, vă iubește cineva cu litera L, vă iubește cineva cu litera S, cu M, sau dacă voi sunteți cu inițialele astea și nu aveți pe nimeni, o să fiți foarte egoiști în luna aprilie, văd că vă veți iubi foarte mult, aveți drumuri foarte multe, și drumuri scurte, nu numai lungi. Vă iubiți cu cineva cu litera A, cu litera F. Un copil începe a doua facultate sau un nepot sau ceva. Bine, și dacă e la prima o să o termine, dar tot două lucruri va face. Sau voi poate faceți două facultăți sau facultate și încă ceva, dar nu e master, știi? Deci mai e un curs de alt ceva. Triști veți fi pentru un bărbat din casă care eu cred că este bolnav. Unii, pentru un bărbat din casă, indiferent că sunteți bărbat sau femeie, să știți că aveți un bărbat în casă bolnav de inimă cu o operație sau cu ceva abdominal sau operație, nu, operație la inimă, operație la inimă, aveți pe cineva, un bărbat din casă. Veți munci foarte mult, mai ales dacă sunteți, ia uite, din nou cu A. Oricineva din casă cu litera A muncește foarte mult, ori voi sunteți cu A și veți munci foarte mult în luna aprilie. Unii dintre voi veți lucra și un pământ, un teren, un ceva, nu știu, sădiți ceva sau vă puneți în ghiveci pe balcon flori sau grăunțe sau ceva, că văd că sădiți ceva. Dar poate fi și teren, de fapt la asta mă refer mai mult. Că lucrați pământul. Vă întâlniți și semnați un contract cineva dintre voi cu litera N și cu litera C.
nume sau prenume, litera L. Nu știu aici, ba, ori sunteți unii care într-adevăr sunteți iubiți de o literă de L sau voi iubiți, dar văd și un L care vă dă la spate, clar. Și dacă faceți sport, cine face sport, să știți că veți face dragoste și aici mă refer la femei, clar. Dacă aveți antrenor privat sau ceva, îmi cade la niște mișcări aici sau la un sport, la o gimnastică, la oriceva, indiferent ce faceți, îmi cade o relație sexuală cu cel care vă antrenează sau cu cea care vă antrenează. Și pe bărbați, bineînțeles. Da, e foarte interesantă și unii dintre voi plecați în Franța sau sunteți deja acolo. Da. Da, și aveți, trageți o speranță, aveți o speranță că o să se îndeplinească o problemă cu cineva cu inițiala DP. Trageți o speranță, dar speranța asta e undeva la jumate. Veți avea bucurie în final, dar cam greu. Cine are cu inițiala DP de rezolvat probleme, greu. Bun, hai să trecem la RAC. Un pic de încurcături pe la începutul lunii. Aveți de reparat ceva, cineva repara aici, reparați o casă, o mașină. Ceva, nu știu ce reparați, dar aveți foarte, dați bani, un pic de complicații aici pentru ceva. Pe de o parte văd aici și probleme cu danturabil, probleme cu stomacul, probleme cu picioarele sau cu diabetul, nu toți deodată, unul poate are diabet, altul are probleme cu stomacul și cu sănătatea, sunteți un pic... Așa, aveți grijă la amețel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, până în luna a 6-a aveți grijă la sănătate. Altele dintre voi aveți grijă de niște copii, sunteți plecate la drum și aveți grijă de niște copii. Vă e dor de cineva cu litera N sau I în nume sau prenume. Dar văd la spate, ține aici, cred că este un bărbat că îl văd mai înalt, mai chipeș și eu cred că această inițială de N de I, eu cred că ține o altă femeie de mână, văd la spate și eu cred că e cineva cu inițiala de S sau de M, o împăcare de acestui bărbat, deci aveți grijă. Bani vă cad, într-adevăr, bănuți, vă descurcați cu banii, dar multe cheltuieli. Adică, vreau să zic că pe la jumătatea lunii vă cad niște bani, dar pe urmă iar dați, iar faceți cheltuieli, nu știu, cu reparațiile astea, tot aveți de reparat. Cine stă la etajul 1, aveți grijă la țevi, altă chestie aici, uite că îmi scăpa. Cineva de la etajul 3 sau la apartamentul 3 care stați sau cum stați sau voi știți, vedeți că vă urăște, zic să vă nu știu, să vă feriți, voiam să zic. Mă scuzați, trebuie să beau un pic de apă. Într-adevăr, aveți noroc pe familie sau sunteți cu familia sau în luna aprilie, vă mai strângeți bani, vă mai reveniți, dar spre sfârșitul lunii sau luna mai cred că este mai bună și veți avea mai multe realizări. Ca în aprilie, cred că vă echilibrați. Trebuie să înțelegeți că văd unii dintre voi că sunteți aici foarte visători, sunteți cu capul nori
Și aveți trei lucruri mari și late de rezolvat și tot stați și visați la ele, dar nu vă apucați de ele. Mai am un 2 aici, nu știu cine ce e pe 2, pe data de 2 aprilie, iasă. Pe 2 aprilie cineva vă face o promisiune, că vă dă niște bani înapoi, că vă dă niște cărți, niște haine, niște ceva înapoi. Da? Și n-ar fi exclus chiar să vă dea, dar cred că așteptați de mult de pe data de 2. Da, și cineva cu litera B care vă gândește sau o să vă mai sune sau o să mai vă mai caute sau ceva, să știți că este o persoană falsă, foarte falsă și trebuie să aveți mare grijă ce credeți sau ce nu credeți din tot ceea ce vă spune această persoană, pentru că e o persoană rea, văd că nu mai săgeți aruncă sau poate este chiar în săgetător sau poate chiar tot în rac, să știți că văd asemănări între voi. Da? Și trebuie să cu visatul ăsta să vă mai, nu știu, să mai, unii dintre voi trebuie să mai învățați, să vă emancipați, să parcă sunteți, nu știu ce-i cu voi. Da? Și cei care sunteți singuri, să știți că o să cunoașteți o persoană cu litera D și chiar veți rămâne pentru mult timp cu această persoană, iar dacă o aveți, rămâneți cu ea. Zodia Leu. Ia uite, Leu dă examene de tot felul. Da? Și ia uite, admis. Bun, bravo. Încetați cu trecutul, cu litera F, cu litera G, cu litera C, cu A. Încetați cu trecutul, cu aceste inițiale sau chiar și cu inițiala de A. Încetați să vă mai gândiți la trecut, că nu. Văd mai mult aici, ar trebui să vă vedeți de servici sau de școală sau de afacere, de firmă sau ce aveți voi, pentru că văd că vă schimbați semnătura pe un act important, veți semna niște acte, deci mai multe acte. Ori vă, nu știu, poate vă angajați, luați examenele, vă luați niște diplome, nu știu. Da? Da, în orice caz veți semna de trei ori, trei rânduri de acte. Ori la o singură chestie, semnați de trei ori, ori pur și simplu sunt trei lucruri diverse. Îmi cade și aici în luna februarie ce ați avut sau ce ați făcut sau ce decizii ați luat. Să știți că le-ați luat, dacă ați luat decizii în luna februarie, de orice, au fost cam proaste. Nu știu dacă de orice, hai să nu exagerez acum. Nu știu, niște decizii luate în februarie, care acum tot indeciși sunteți pentru deciziile luate în februarie. Tot ați tărăgânat, a trecut timpul și tot indeciși sunteți. Iar dacă aveți o inițială de B sau sunteți cu inițială de B, da? De B. Voi mai mult indecizie din luna februarie, da? Bun, în luna aprilie vă văd în aglomerație, cineva aici cunoaște pe cineva, o să cunoașteți, o să vă întâlniți cu o literă de S, cu cineva cu U, cu P, cu P, cu U, pu. Sau deja e un nume aici, Pu, Paula, nu, dar nu ea, e P și U, dar clar e un cuvânt, nu știu, o fi nume de familie, habar n-am, dar vă întâlniți cu cineva sau cunoașteți pe cineva,
îmi cade și aici în ziua de joi, într-o zi de joi. O să fiți invitați undeva sau veți afla de o petrecere sau nu știu, de o. Da, o să vă uimească, că altfel nu-mi cădea, știți? O să vă uimească și. Da, primiți o veste și o să vă uimească și o să ieșiți undeva într-o aglomerație și veți avea, nu știu, veți fi, nu știu, o să aprindeți o forță, o putere în voi, cine știe cine vă mai sună. Că nu pot să-mi dau seama, aici văd inițiale de Z, văd aici, de o persoană străină. De, ar mai fi un D, un V. Nu știu, vă sună cineva, ieșiți undeva și, nu știu, ori vă împăcați cu cineva, ori pur și simplu este un nou început. Și ca să vă mai spun o chestie, cineva din Leu, acum, până la sfârșitul lunii aprilie, rămâne gravidă. Bun, fecioară. Băi, fecioarelor, strângeți bani, țineți de bani, nu dați bani, nu împrumutați bani, nu cheltuiți bani. De ce? Nu știu, veți avea nevoie, vă mai interveni ceva, nu știu, dar aveți nevoie și aveți mare grijă în relație cu cineva cu A să nu vă ceară bani sau să nu cheltuiți cu cineva din familie cu inițiala de A niște bani sau să luați hotărâri pentru că îmi cade. Nu cade bine aici, cădeți pe pierdere, deci strângeți banii, nu-i cheltuiți cu cineva cu litera A sau pentru cineva cu inițiala de A în luna aprilie. Pentru că îmi cade pierdere, mi se pare un drum complicat, nu știu. Deci cineva aici face ceva. Cred că e și o îndrăgosteală aici undeva și credeți voi că o să fie bine, dar din cauza dragostei să faceți așa ceva. Mai bine mai așteptați, că haideți să vă spun, indiferent cum sunteți feciorilor, simt un pic de dragoste. Deci se întâmplă ceva în luna aprilie. Doar să nu vă grăbiți. Ori să luați hotărâri pe dragoste peste 2 săptămâni, 3, ori peste 2 luni, că îmi cad totuși 2 puncte de cumpăn aici, ia uite, și aici, și aici, 1-2 puncte și bani cheltuiți, da? Pe de altă parte, uite-te și tu cu sănătatea, eu cred că cam nu prea am văzut sănătatea, adică n-am văzut probleme și ok, poate nu le-am văzut aici, poate ori să vă treacă. Dar la fecioară, să știți că cineva se operează de apendicită. O să râdeți voi, dar veți vedea. Sau pe partea cu apendicita. Nu? Și cineva o să vă mintă, din păcate. Da, aici aveți grijă cu apendicita. Dacă aveți copii sau că mă gândesc că voi, dacă sunteți maturi, nu prea. Uite, până în 24, 14-24 de ani, între 14 și 24 de ani, cineva se operează de o apendicită. Aveți grijă la minciune, aveți grijă ce credeți. În luna aprilie, eu zic să nu credeți nimic. Dacă mă întrebați pe mine, mai bine lăsați lucrurile să curgă și să luați hotărâri mult mai. Nu știu, în mai, peste 2 luni. Așa zic. Dar la dragoste veți face senzații, să știți. Se îndrăgostește lumea de voi, indiferent că sunteți femei sau bărbați. Și într-o duminică aveți grijă să nu vi se facă rău sau să. Nu știu. Vedeți că vin căldurile astea, să nu intrați în baie, în mare, în lac, nu știu de ce, că văd aici o apă cu pericol. Apă?
Văd apă, pericol la apă. Pericol la apă. Aveți și voi grijă cu orice este apă, doar țeavă văd că nu se sparge, deci pericol la apă. Sau dacă aveți copii mici, aveți grijă, îl cadă când, nu știu, când le faceți baie, îi spălați, nu știu ce să zic, e un pic aici de, da, balanță. Mamă, ce vă ridicați, ia uite aici. Nu știu cine lucrează cu mașini, vinde, cumpără sau vă vinde sau vă cumpărați o mașină în luna aprilie sau vă reparați o mașină, poate fi orice. Văd drumuri multe, șoferie multă, mult la volan veți sta în luna aprilie. Veți afla un secret, un partener de-al vostru mai are un copil și nu știți de el. Aveți grijă cu operațiile abdominale, nu abdominale, cu operațiile, mamă, cu ovarele, cu uterul. Aici e o problemă, să știți, de la nașteri, voi aveți doi copii, cineva dintre voi are doi copii și a avut operație sau ceva și acum va trebui de tot ceva să faceți. Ori o să aveți o operație totală și o să scoateți tot, mă refer la doamne care aveți. Oh, îmi pare rău că spun chestia asta, dar de fapt cred că știți, da? Cele cu litera I, cu A, nume sau prenume, sau cu I, care vă știți cu asemenea probleme, da? Deci ați înțeles ce v-am spus? E un pic aici de complicație, adică ați fost operat deja și parcă n-ar mai avea ce să vă facă, dar nu că aveți, să nu vă gândiți că aveți vreo boală terminală. E ca și cum tot nu vă simțiți bine și decât să vă tot opereze la infinit, e ca și cum faceți o operație de tot sau este aici ceva. Cu bănuții stați, trebuie să luați de la un R, de la un M, recuperare de bani. O să începeți să vă reveniți și voi, că văd că cei care s-au mutat în ultimii 1, 2, 3, 4 ani, 5, între 3 și 5 ani care v-ați mutat în altă casă, de-abia acum începeți să vă recuperați cu banii, dar văd că în luna aprilie oricum veți avea o ambiție să reușiți. Să vă reveniți cu banii sau cu bolile care le aveți, oricare ar fi ele, sau și veți reuși, dar mai greu, adică veți trage ceva. Ce să vă mai zic aici, am o încurcătură la muncă. Nu-mi place la muncă, cei care, nu știu, vă schimbă turele, vă mai aduce pe cineva, se fac niște schimbări aici, care nu or să vă convină foarte tare, dar na. Ce să mai faceți, da? Oricum vă spun că până pe 15 mai totul se va regla, veți fi foarte bine, da? Deci să nu vă faceți griji. Aolea, ia să vedem scorpionul. Scorpionul, ia uite ce înălțare aveți. Nu știu, frate, ce faceți aici. Dacă aveți firme, ori să vă meargă foarte bine. Dacă faceți combinații, foarte bine pe bani. Vindeți, cumpărați, vă văd cu marfă, vă văd că cărați ceva, cărați niște cutii aici. Nu știu ce cărați, cărați niște cutii care, nu știu, aveți realizare cu Luciana, Lucian, cu cineva, cu M, cu A, multe lume. Deci dacă aveți afaceri, să știți că o să vă meargă bine, dar văd pachete, pachete. Cineva cu litera D vă gândește, cu care ați fost, nu mai sunteți cu persoana asta. Vă gândește rău de tot, e ca un, ia uite, mi-a ieșit și infinitul. Acum, dacă sunteți și vă împăcați bine, rămâneți cu D-ul ăsta. Dacă nu v-ați despărțit, tot la voi se gândește. Adică e ca și cum s-ar gândi toată viața la
la voi. Aveți grijă cu stomacul, cu coloana, că sunt dureri. Cineva aici, un bărbat, văd, care nu vrea să se însoare, care are chiar un copil, 2-3, poate avea, și nu vrea să se însoare. Foarte egoist, mult egoism aici. E cineva care are multe case sau apartamente sau face ceva. Dacă nu aveți de muncă, veți... nu știu ce faceți, nici nu mai contează acum că vă văd cu bani, cu înălțare, cu încoronare. Vă veți lua un titlu, vă luați un titlu. Da, vă luați un titlu, scorpionilor. Nu știu ce faceți, dar în aprilie vă luați un titlu. Dar un titlu înalt. Da. Dacă aveți copil între 14-16 ani, 15-16 ani, 17 ani, văd probleme cu un picior, să știți că o să-și rupă un picior. Aoleu, multe drumuri vă cad. O să vă angajați, să știți, dacă nu aveți servicii. O să vă mutați, nu știu, cineva aici își mai cumpără un apartament, adică e ca și cum ați stat la casă și vă mai luați un apartament sau stați la apartament și vă luați o casă. Da, vă luați în luna aprilie. Da? Și poate o să credeți că sunt nebună, dar unii dintre voi și cineva dintre voi are casă și în străinătate. Dar nu că stă, de exemplu, băi, m-am mutat în Italia sau în Spania și am și un apartament în rate, mi-am cumpărat. Nu, e ca și cum aveți și aici și stați și aici și acolo mult și vă luați și acolo sau aveți și acolo. O să vă luați, să știți. Dar vă știți voi care sunteți, că vă cad, nu știu, multe proprietăți cad. Da, abundență multă și proprietăți. Foarte mult. Sunteți puși pe făcut bani. Dacă aveți relație cu cineva cu litera A, în principiu veți rămâne cu persoana asta, dar e ceva așa... rămâneți pentru că v-ați obișnuit și cu această persoană și nu vă gândiți să o mai schimbați, că e de treabă cum ar fi. Dar mai am și o problemă aici, cineva... E ca și cum sunteți căsătoriți cu o persoană, dar copilul persoanei cu care sunteți căsătoriți nu este al vostru. E ca și cum v-ați căsătorit când ea era gravidă și nu sunteți voi tatăl, sau voi erați gravide și v-ați căsătorit cu un bărbat, dar bărbatul știe. Da. Dar aveți prosperitate cu... E o problemă aici, o bărligătură, o încurcătură, dar mă rog, nu știu dacă am zis bine ce am zis, dar asta îmi cade, asta vă spun. Văd familii care nu merită să divorțați sau să vă separați pentru o altă femeie sau un alt bărbat. Văd familii pur și simplu care v-ați căsătorit de când erau copii mici sau în burtă, nu știu cum să zic. Dar sunt curioasă aici. Dacă ați putea să-mi scrieți ceva, ar fi wow, dacă puteți, dar nu e obligatoriu. Da. Aveți grijă să nu vă îngrășați și am aici cuțite. Părerea mea este, dacă aveți ceva de rezolvat, vă rog eu mult de tot să... Nu țipați, să nu dați cu parul și să nu fiți foarte fermi, fiți și voi mai dulci ca să vă rezolvați problemele în luna aprilie. Săgetător. Cineva din familia voastră este la pat sau cade la pat? Da.
dar nu-mi cade bine. O mai duce o lună, două, trei, dar greu de tot, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Văd aici o țară cu litera M sau un oraș. Ori sunteți mulți plecați și aveți aici de rezolvat ceva. Dar vă rezolvați pe viață. Ori vă luați o pensie, ori vă faceți niște acte. Unii dintre voi sunteți asigurați de bani în urma unor moșteniri, dar sinceră să fiu, este ca și cum ați și păcălit pe cineva să vă lase numai vouă, nu știu cum să zic, din păcate, da? Vedeți, vă cad niște chestii, nu moșteniri foarte mari, dar sunt ca adunate, sunt, e ca și cum mi-a rămas de la bunicul, dar trebuia să împar și cu neamul meu sau cu alt văr sau verișoară și n-ați împărțit. E ca și cum ați furat, că, mă rog, aici a fost, ori voi ați fost înșelați, ori voi ați înșelat, asta este clar, că văd că cineva a păcălit pe cineva aici. Eu nu vreau să fac păcate acum că suntem și în postul Paștelui, dar v-aș zice eu mai multe. Bun, în orice caz, ați avut beneficii din patru părți. Este ca și cum unii dintre voi chiar ați avut noroc. Cu partenerul de viață v-a dat bani, cu bunici, bunic ați luat nu știu de unde, aveți și servicii și v-au mai dat și părinții. Dar aici împărțirea nu s-a făcut bine. Acum mie de ce îmi cade chestia asta? Pentru că s-ar putea și nu vreau, deci fără niciun fel de răutate, că n-am nimic cu nimeni, nu vă cunosc. Dar pentru chestiile astea făcute de acum 7 ani, 10 ani, că sunt lucruri vechi, s-ar putea în luna asta, aprilie, mai, dacă vă știți vinovați, să plătiți, să știți, pentru ele. Și am aici persoană cu am din două nume, poate să fie Ana Maria sau Romana sau alt nume cu M, Ana, nu știu, altceva. Și aici o să meargă prost, pentru că aici să știți că ați înșelat și aici cineva a spart, nu o casă, mai multe case. A despărțit aici. Îmi pare rău la săgetător. Nu este valabil pentru toată lumea, ca să înțelegeți. Problema este că energia cea mai puternică, că e bună, că e rea, că e greoaie, că e apăsătoare, că e fenomenală, aia îmi cade, care e cea mai puternică. Da? Și atunci, probabil că există cineva aici care va trebui să fie atenționat. Bun. Una peste alta, noroc de bani aveți, săgetătorilor, ce să zic. Bun, Capricorn. Vedeți și voi cu cine vă bateți, pe unde mai țipați și ce mai faceți. Nu, dar vorbesc serios, ia uite cum ridicați mâna. Ridicați mâna. Bine, acum nu neapărat să dați, dar când eu văd că ridicați mâna, înseamnă că e agresiune, este impulsivitate. Și vedeți că în familie, da? Cu partenerii, da? Cineva cu litera C vine spre voi, aveți să dați ceva, o să vă amenințe. Într-un fel sau altul, veți avea și voi o semnătură, vreți să vindeți o casă, dar nu reușiți, cam de mai mult timp. O să nebuniți de atâta impulsivitate, știi? Și uite, numai cu parul sunteți, mai liniștiți-vă și voi. Am aici pe cineva, voleu, cu note proaste la școală, la facultate, la oriunde ar fi, deci aveți grijă la copii. În schimb, sau dacă sunteți la școală, în schimb văd reușită și niște semnături, dar voi vă schimbați ceva aici.
spre sfârșitul lunii, da, veți avea totuși o reușită. Rezolvați căcăul ăsta. Nu știu dacă e același căc care vă agresează sau care vă amenință, dar totuși cu inițiala de căc o să aveți o bucurie. În ziua de miercuri, iarăși, uite ce frumos a căzut aici, veți avea, nu știu, sau măcar o promisiune sau ceva pentru viitor, o speranță că se va rezolva ceva. Deci în toate zilele de miercuri, da, să fiți atenți. Văd o bârligătură aici, o încurcătură de mațe, deci aici e cineva care are probleme cu stomacul, aveți mare grijă că aici nu e bine. Cineva cu litera S este în străinătate și vi se, care sunteți cu S, nume sau prenume, Capricorn, să știți că vi se limpezesc lucrurile. Și voi mai visați un pic aici, mai visați, dar... Vamă, treceți vame, să știți. O să moară cineva din familia voastră, din neam, din familie. O să aveți un deces, să știți. Da, se trece o vamă. Dar știți cum? Nu știu, că nu fac eu dreptate. Dacă e ca și cum... mai bine nu mai zic. În orice caz, așa i-a fost să-i fie destinul. I-a fost scris, să știți și voi. Deci nu se poate face nimic, da? Acolo unde știți că există cineva bolnav, nu se poate face nimic. Sau este un pic mai bine acum după niște furtune, văd aici, după ceva, dar până la urmă, nu știu, e ca și cum ar face un infarct sau, nu știu, o să... E un pic dus întors pentru că o să vă... O să... O ia cam prin surprindere. Deși știți că e bolnavă, dar nu vă așteptați această persoană. Vă iubește cineva cu litera R, vă țineți de mână cu cineva cu litera R, da? Cu litera A. Cădeți cu familia foarte mult, e o adunătură. Acum nu știu dacă, vă spun sincer, dacă e adunătura asta de la această pierdere sau e adunătură că vă strângeți, veniți de pe drumuri. Îmi cade aici în luna aprilie că intrați într-o... Se face o ordine la... se pun niște lucruri la punct, zici că se aliniază ceva. Da, deci, nu știu, se aliniază ceva, vărsător. Da, văd că o duceți bine la muncă, văd și bănuți, bunicei, văd două schimbări majore, văd că partenerul vostru la unii dintre voi are... amant sau amantă și știți de chestia asta, dar eu nu știu, în fine, știți, ceva știți, bănuiți. În schimb, foarte bine cu V și E. Dragoste nebună cu V și E. Nu știu, îl cunoașteți, nu-l cunoașteți, sunteți voi, nu știu, V și E. Văd aici nume sau prenume, dragoste nebună, dragoste la prima vedere, dragoste, o dragoste bună. Și mai văd aici... foarte clar, la vărsător Mariana și Marian. Deci, pe amândoi vă cheamă la fel. Și aici aveți noroc, să știți. Totuși, cu partenerul. Aveți noroc unul cu celălalt, asta nu înseamnă că veți rămâne neapărat toată viața, fiți atenți, cu acest partener. Dar e ca și cum v-a scos Dumnezeu în cale pe amândoi să vă sprijiniți unul pe celălalt. Că văd mai văd mult sprijin și ajutor.
decât o dragoste de aia nebună, e o înțelegere așa. Văd aici un 17, o să aveți o bucurie mare pe 17 aprilie. Și mulți dintre voi, dintre vărsători, să știți că veți merge în Spania și Italia în luna aprilie. Foarte mult Spania și Italia îmi cade aici. Plecați undeva în țări din astea latine. Bine, poate plecați și în Mexic, dar mie mi-a căzut și Andaluzie. De asta zic. E Andaluzie. Ia uite. Sau dacă sunteți acolo, dacă totuși stați în această zonă, aveți grijă că e ca și cum se mișcă nisipurile. Acum, eu nu vreau să zic că va fi un cutremur, dar stați pe nisipuri mișcătoare, pe o poșghiță de gheață, aveți grijă ce faceți și ce hotărâri luați sau ce combinații faceți ca să nu dați de buclu, că văd că vă cletinați un pic, da? Bun, la pești. Vă sunteți cam tristuți luna asta, nu știu de ce. Nu că, nu e că vă merge rău, că uite, totuși văd că dați... Aveți aici un blocaj pe ceva, un blocaj pe greutate, un blocaj pe boală, un blocaj pe... și bani pot fi. Dar văd că totuși treceți mai departe, totuși parcă faceți gimnastică aici, faceți ceva, o să vă mai reveniți un pic. Aveți grijă să nu vă certați cu cineva, cu litera D, cu M, cu R, cu I, cu chiar și cu A, cu niște vecini. Aveți grijă să nu vă certați pentru că o să băgați capul în pământ, știi? Un pic capul în nisip. Vă ajută cineva cu litera M, cu litera F, nu știu dacă sunt doctori aici, sunt niște persoane... cineva cu litera A este supărat pe voi, persoanele astea de aici văd că vă vin cu sprijin, cu ajutor, de asta zic, nu cred că sunt persoane pe dragoste aici. Unii dintre voi veți pleca la un drum lung, vă faceți un... plecați la un drum lung. Dar va fi cu bucurie, indiferent unde plecați, veți avea o înălțare. Și văd aici un armand. Aveți așa ceva? Sau sunteți voi? Sau armand? Ariana? Un nume cu A și R, tot ce începe cu A și R, nume sau prenume. Vreau să zic că... după un eșec, așa bucurie, o să, până la urmă, rămâneți împreună, zic eu așa, după mine, după ce văd eu aici, dacă sunteți cu numele astea. Vă doare o mână stângă și pe voi picioarele, dar nu, dacă nu faceți în continuare tot timpul gimnastică, mișcare, nu ieșiți să vă plimbați, să nu... trebuie să vă mai să aveți mai multă grijă de sănătatea voastră. Vreți și voi o mutare, unii dintre voi mai aveți de așteptat că nu puteți singuri. Aici ține de cineva cu litera V, cu M, cu S, cu I. Vă trebuie ajutor. Și aici văd, nu știu dacă chiar vă plantați ceva, dar vă înflorește o floare. Să știți și voi că aveți o floare albă în casă, totuși, sau în grădină. Aveți o floare albă în grădină sau în casă, într-un ghiveci, care nu înflorește mereu. Înflorește greu sau rar.
Când va înflori floarea asta, o să aveți casa visurilor voastre sau serviciul visurilor voastre sau o situație foarte bună. Să vă fie de bine! Vă mulțumesc și ne auzim la următorul videoclip. Să aveți o zi bună, weekend minunat. Eu urc acest video chiar acum. La revedere! Haide.